Inspectoratul a asigurat ordinea publică la peste 400 remisiuni, unde au fost mobilizați 2823 de jandarmi. S-a asigurat și protecția coloanelor militare NATO care ne-au tranzitat țara. În prima parte a anului 2017, obiectivul principal care a stat în atenția inspectoratului pe linia executării misiunilor de ordine publică a fost creșterea gradului de siguranță a cetățeanului prin întrebuințarea eficientă a efectivelor structurilor specializate. Structurile de ordine publică ale inspectoratului au executat 6386 de misiuni în care au fost angrenați 15052 de jandarmi. Una din problemele care vor trebui rezolvate este deficitul de personal de la Vidraru, unde s-au pensionat 7 angajați ai jandarmeriei. Avem un deficit de personal la Vidraru, ca să vă spun. S-au pensionat 7 subofițeri și încercăm să acoperim lipsa lor, pentru că totuși 7 oameni să-ți plece de la un obiectiv și nu toți își doresc să ajungă la Vidraru, ca să vă spun. Dar prin sprijinul domnului director de la Direcția Generală de Jandarmerie în București, încercăm să mutăm niște argeșeni, niște subofițeri care doresc să vină în Argeș și să-ți facă stagiul la Vidraru. Un subiect de actualitate este cel legat de cetatea Poenari, unde prezența urșilor încurcă buna desfășurare a turismului. Chiar dacă nu era direct responsabilă, jandarmeria argeșeană s-a implicat activ și a limitat accesul turistic până la capturarea și relocarea urșilor.